Europa FM susține asociația Dăruiește Viață. Și noi construim un spital. Intră pe bursadefericire.ro. Donează și tu. România în direct cu Moise Guran la Europa FM. Da, bună ziua, doamnelor și domnilor. Moș Crăciun există. Cine nu știa acest lucru? Probabil că n-am priceput nici știrea cu reducerea TVA-ului de mai devreme din jurnal. Așadar, doar așa, ca să știm cu toții, o reducere a TVA-ului de la 19 la 16%, adică de 3 puncte procentuale din 19, înseamnă o reducere procentuală, de fapt, a taxei pe valoare adăugată de 16-17% în valoare absolută. Atâta vine. Ceea ce ponderat cu prețul total din care TVA-ul este 19% înseamnă ceva. Eu zic că s-ar simți la rafturi așa vreo câteva zile, săptămâni, luni, poate chiar un an. Data trecută când s-a redus TVA-ul la alimente s-a simțit un an. Acum fiind zero TVA-ul la alimente, bineînțeles că cei care sunt, să zicem, așa, mai săraci, în sensul în care cumpără mai mult alimente din veniturile lor, nu vor beneficia, nu vor simți nicio scădere a TVA-ului. Dar cei care cumpără haine, de exemplu, din China și din România sau mobilă sau orice alte produse, mai puțin alimente, păi ar simți bine reducerea TVA-ului. Ar avea un impact pe nivelul de trai? Foarte discutabil acest lucru și de aici încolo nici nu mai vreau să vă influențez, cel puțin până la pastila Busy Day, dar vă dau dumneavoastră cuvântul. Long story short, e cam așa. Un deputat PNL, Florin Roman, să-i dăm și numele ca să fie cel puțin celebru, a inițiat pe vremea când era în opoziție PNL-ul un proiect de lege pentru scăderea TVA-ului de la 19 la 16%. Cum a plecat de la putere, chiar în octombrie, pe final de octombrie, PSD-ul a și pus acest proiect pe ordinea de zi, a aruncat prin sertarele Parlamentului până acuși, l-a votat în Senat, deși avea aviz negativ de la Comisia din Senat, că era avizul dat pe vremea când era PSD-ul la putere, l-a trecut de Senat, a venit rapid în cameră, l-a pus pe ordinea de zi în cameră și iată-l votat în Comisia de Buget Finanțe. Aprobat. Mâine intră în plen la vot, ceea ce înseamnă că, acuși, e posibil să avem o reducere a TVA-ului. O reducere a TVA-ului în România, vă spun sincer că nu s-a produs pe vremea guvernului Ponta. Pe, în 2012-2010 am avut o creștere la 24% a TVA-ului și o revenire la 19%, la 20%, după aia la 19%, 20% pe vremea guvernului Ponta, 19% după aceea. Deci iată, sunt câțiva ani de zile de când așa, cu TVA-ul. Pe de altă parte, impactul bugetar nimeni nu-l știe, dar e aproximat așa cât înseamnă. Înseamnă 12 miliarde de lei, adică mai mult decât creșterea pensiilor din 2020. Dezbatem. Deci dumneavoastră, dacă ați fi deputat mâine când se va supune la vot, cum ați vota? Pentru sau împotriva reducerii TVA-ului? Și de ce? 0372069599. Bună ziua, Andrei. Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Eu, în primul rând, aș dori să spun că ați început să expuneți toate aspectele politice. Astea pe mine nu mă prea interesează, pentru că, corect, sincer vă spun că nici nu prea le înțeleg. Corect. În acest context. Da. Însă ceea ce înțeleg este că scăderea TVA-ului la cota standard la 16%, da, și scăderea la alimente și la alte produse la 5%, eu spun că este o măsură foarte proastă. Nu, la alimente vedeți că este deja 0%. Ce s-a mai propus, dar am zis să nu complic foarte mult narațiunea, este reducerea la sucuri, la băuturi nealcoolice, la 9%. Ok. La 5%. Ba parcă la 9%. În fine, hai, ziceți. Mă rog. Ok. Deci, eu cred că este o măsură proastă pentru că, în primul rând, acest impact bugetar pe care îl promite bugetul, pentru că în stadiul actual, eu cred că este o promisiune, este ceva pozitiv modul în care îl prevede. Eu cred că o să fie mult mai rău. Pentru cine? Pentru buget, pentru cine? Pentru că știm bine că deficitul statului se apropie foarte periculos de 4%. Nu, l-a depășit. Probabil că va și depăși. L-a depășit. Asta vreau să zic, da. Probabil că va depăși până la... Nu, l-a depășit. L-a depășit din septembrie, vă spun eu. Din septembrie a depășit 4%, dar doar ei n-au rambursat TVA-ul ca să nu-l depășească. Așteptăm statisticile oficiale. Așa. Și pe de altă parte, ar fi bine să ținem cont că, din câte știu, TVA-ul este cea mai mare sursă de venit. Așa putere. Este. Dar, Andrei, pe bune, e bugetul dumneavoastră de acasă sau al meu?
Păi o fi și eu. Poate că mă bucur că aș plăti mai puțin TVA la magazin când îmi cumpăr alimentele pentru fiecare zi. Așa. Dar și asta este iar îndoielnic, magazinele, într-adevăr, o să scadă prețurile cu cât ar trebui. Sunt toate condițiile ca să scadă prețurile, pentru că suntem pe un vârf de consum în momentul de față, noi ca țară, concurența este mare, adică. Deci cine ar... Și dacă suntem în acest vârf de consum și anul trecut ne eram triși și ne supăram că, și spuneam că a crescut... Inflația. Nu inflația, ci creșterea economică. Economia. Și ne plângeam că este bazată pe consum. Da. No. În continuare, la fel. Această măsură nu va spori acest lucru? Reducerea unei taxe pe consum, bineînțeles, stimulează consumul. În același timp vedeți că nu amestecați pe asta cu creșterea economică, că e complicată. De ce vă spun asta? În primul rând, scăderea TVA-ului stimulează vânzările de orice fel de produse. Importurile se scad din creșterea economică. Pe de altă parte, taxele pe consum, ele însele sunt calculate acolo în creșterea economică, iar TVA-ul este o taxă pe consum. Deci n-aș putea să vă spun, nu am o simulare în momentul de față, dacă scăderea TVA-ului ar duce la scăderea sau la creșterea economiei. Lăsați-o pe asta. Păi eu înțeleg lucrul acesta. Da. Este ok ca dumneavoastră și ca noi să nu avem. Dar oare guvernul are? Asta e întrebarea mea. O simulare? În mod evident nu. E o chestiune făcută în Parlament. Nu vine de la guvern. Păi evident, dar totuși această măsură a fost propusă de partidul care este și la guvernare. Deci, de un deputat. Există o colaborare între cele două. Păi da, dar la vremea aia nu era la guvernare. Nu înțelegeți. Păi la vremea aceea, dar totuși s-a votat astăzi. Da. Da, vedeți că sunt PSD-iștii majoritari acolo. Vedeți că contează și astea politice. Sunt măsuri de evitare a guvernului prin tot felul de asumări, de răspundere și așa mai departe. Da. Deci ați vota împotrivă pentru că? Aș vota împotrivă pentru că mi se pare că acest impozit ar trebui diferențiat și crescut în unele cazuri. În niciun caz nu scăzut. Bine. Vă mulțumesc pentru argumente, Andrei. Mulțumesc. 0372069599. Nicolae, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm, Nicolae. Deci, la întrebarea emisiunii, aș vota împotriva micșorării cotei de TVA. Da. Pentru că am convingerea și avem experiența de pe vremea guvernării Ponta, la scăderea TVA atunci de la 24% la 19%, prețurile n-au scăzut. Ba da, au scăzut. Chiar... Mai iertați. Au scăzut... Doamne, propaganda e propaganda, statistica e statistică. România a avut deflație în 2016 datorită intrării în vigoare a noului cod fiscal, cu TVA-ul ăla scăzut la alimente. Hai să fim serioși. Mă rog, sincer nu sunt pus la punct cu chestiunea. E în regulă, nici nu trebuie, eu trebuie să fiu pus la punct. Dumneavoastră, vă rog să mă credeți că așa a fost, statistic. Au scăzut prețurile, n-a durat scăderea de prețuri foarte mult, dar vreun an a durat. Ok, deci asta vreau să continui să spun. Chiar dacă vor scădea, va fi pentru o scurtă perioadă de timp, după care prețurile iarăși o vor lua în sus. Adică comercianții, dar de ce o vor lua în sus? Business-urile. De ce credeți? Că oamenii își vor, comercianții își vor majora marja de profit până la suportabilitatea consumatorului. Adică, domnule, dacă trebuie să cumpăr un televizor și am nevoie de acel televizor, pur și simplu, probabil el va scădea în prima fază, după care, în funcție de cerere și ofertă, prețurile vor merge tot acolo. Păi da, dar vedeți că asta cu cererea și oferta noastră o înțelegeți într-un fel. Deci la întrebarea unde se duc prețurile când se duc sau de ce cresc tot timpul prețurile în România și nu mai și scad, răspunsul dumneavoastră este că zlacomii comercianții. Am înțeles bine? Nu, răspunsul este pentru că cererea este mare. Suntem, cum a spus și dumneavoastră, pe vârf de consum, vom cere mai mult, comercianții vor pune prețuri mari. Nu, domnule, oferta e mică. Producția e mică, de fapt. Prețurile, hai să înțelegem cu toții pe asta. Prețurile cresc, într-adevăr, tot timpul în România, mai mult decât sau mai constant decât în alte părți, în primul rând pentru că țara noastră nu reușește să producă suficient. Când ziceți cerere și ofertă, cererea se referă, bineînțeles, la partea asta de ce cumpărăm fiecare, dar în ofertă ar trebui să existe o componentă mai mare de producție internă și pentru că aia nu este suficient de mare, noi suntem pe un ciclu inflaționist deja de 40 de ani. Atât are ciclu inflaționist din România, a început în anii 80. Bun, dar probabil că în România, adică în mod sigur România nu produce cât ar trebui să se producă, dar
oricum importurile compensează această deficiență de producție în România. Deci nu avem nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Suntem pe piață liberă în Europa, cumpărăm carne de porc din Spania fără nicio problemă și vine cât avem nevoie. E mai complicat de atât. Dar ok, hai să mergem așa, mai departe. Deci dumneavoastră ați votat împotrivă pentru că? Deci eu aș vota împotrivă pentru că sunt convins că într-o perioadă de 6-7 luni prețurile ar ajunge din nou la același nivel, iar comercianții își vor majora pur și simplu marja de profit. Păi asta este filozofia drobului de sare. Și dacă rămâne TVA-ul atât, asta înseamnă că nu o să mai crească prețurile? Vor merge până unde va suporta, cum să spun, puterea de cumpărare. Când, care este puterea de cumpărare a românului, acolo va fi prețul. Bine, adică nu vor lăsa pe român să economisească. Iar în legătură cu clasa politică care propun astăzi o lege, se aplică foarte bine proverbul care spune cine sapă groapa, hai să apică el în ea. Mulțumesc pentru telefon, Nicolae. 0372069599. Înainte să vorbesc cu Adrian, să vă mai desfințez o prejudecată, un mit din ăsta fals din societate. Economisirea în societatea românească este mare. Economisirea în rândul populației vorbesc. Atâta vreme cât creditarea este integral acoperită de economiile populației, creditarea populației vorbesc, nu de creditarea firmelor, atunci nu se poate vorbi de un grad de economisire mic în societatea noastră. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, Moise! Te salut pe tine și ascultătorii! Vă ascultăm! În legătură cu subiectul de astăzi, nu știu, sincer, aș vota împotriva scăderii TVA-ului datorită faptului că ar avea un impact rău asupra economiei. Asupra economiei? De ce? Asupra bugetului. Asupra economiei, vreți să explicați de ce? Ar avea un impact rău? Bun, poate nu m-am exprimat corect asupra bugetului. Cred că PSD-ul trebuia să aștepte măcar până se făcea bugetul pe anul viitor. Măcar 2-3 luni de zile să vadă deficitul, dar ei așa fac tot timpul. Păi nu, vedeți că atunci lucrurile ar fi fost și mai complicate, pentru că bugetul se face pe legile aflate în vigoare la momentul adoptării lui. Dacă, de exemplu, scăderea TVA-ului era votată la începutul anului viitor, să zicem, atunci guvernul ar fi avut o problemă majoră, pentru că mai devreme de luna iunie nu are voie să facă rectificare. Și făcea rectificare negativă pe iunie, pentru că avea, bine, în mod evident, mai puține venituri. Mă înțelegeți? Da, dar și cu deficitul ăsta de peste 4, care deja e din septembrie. Da. Ce? Nu crezi că ar avea un impact și mai mare? Ba da. Știți cât e impactul? Deci sunt vreo 2 miliarde și jumătate de euro, iar 2 miliarde de euro înseamnă un punct. Deci, bravo. Încă, deci la 4 se duce cam pe la 5 și un pic. Deci, dar nu pe 2019, pe 2020. Deci clar aș vota împotrivă. Pentru că deficitul e preocuparea noastră. Da, și le-ar face rău la toți. Nu mă încălzește absolut cu nimic că îmi intră în, sau nu mai dau din buzunar câteva procente la nu știu ce aliment sau nu știu ce... Nu e vorba de alimente, încă o dată. Nu vorbim de alimente aici. Da, știu, da, da. Vorbim de alte bunuri. Dom'le, inclusiv energia. Nu? La energie, nu mai știu cum. Antevorbitorii tăi specificau niște lucruri și aducea la cunoștință faptul că asta se va fi pe linia de plutire câteva luni, iar comercianții după vor crește iarăși prețurile și unde am ajuns? Tot acolo unde ar trebui să fim acum, adică să nu îl scadă, să-l lase așa deocamdată. Bine. Părerea mea. Bine, mulțumesc pentru telefon, Adrian. Deci, încă o dată, înainte să trec mai departe, în mod evident, cel mai mare impact al scăderii TVA-ului este în sfera serviciilor. Acolo unde TVA-ul e întreg, e de 19%, servicii și bunuri de larg consum, mai puțin alimente. Serviciile fac 51% din PIB-ul României și au o creștere pe anul ăsta... Cred că ultima statistică, cea la 10 luni, dacă mi-amintesc eu bine, e o creștere de vreo 14% pe cifra de afaceri, atenție, pe cifra de afaceri.
Deci acolo avem în mod evident și o inflație destul de mare, care eu mă îndoiesc că este bine măsurată de statistica oficială. Acum că s-a schimbat guvernarea, s-ar putea să aflăm mai multe lucruri, dar nu imediat. Mai durează vă câteva luni până refac ăia, fac corecții și așa mai departe. La o, la o creștere atât de mare pe servicii, pe cifra de afaceri din servicii, indiferent că e și niște inflații acolo, nu numai creștere de volum, loc de scădere a prețurilor, vă garantez că este. Se va produce sau nu, nimeni nu știe acest lucru. Ne dăm cu presupusul și foarte bine facem. Pentru asta e democrație și pentru asta avem România în direct. 0372069599. George, bună ziua! Bună ziua, domnul Moise și ascultătorilor dumneavoastră. Vă ascultăm. Domnule, cât de cinici poate să fie și unii și ceilalți. PNL-ul nu o dărâma pe Dăncilă, că aștepta să ne îngroape cât mai mult. Ăștia acum vor toți și ei să ne îngroape ca să-i saboteze pe peneliști. Într-un fel, și peneliștii, dacă nu sunt, au fost tot așa, un pic genibile în opoziție și acum plătesc prețul. Domnul Florin Roman este cunoscut pentru excesele sale populiste. Îl mai țineți minte cu, la una dintre moțiunile de cenzură a venit cu uleiul, domnule, l-a pus acolo pe pupitru. Mai țineți minte faza asta? Cu ouăle și cu uleiul. Dar am impresia că câteodată așa că ne cred, nu știu, am impresia că noi suntem, nu ne duce capul mai deloc, suntem niște Dumnezeu, nu știu. Poate, dar în fine. Poate chiar și suntem. Poate suntem. Da. Nu în măsura în care credi, dar... Da, eu cred că suntem partea unui război hibrid, nici nu văd la PSD vreun deștept. Nu jigniți războiul hibrid, pe bune. Ei și-o trag unii altora, evident, în momentul de față, dar război hibrid e un pic altceva. Da, da. Dacă aș fi deputat, n-aș vota. Pentru că trebuie consumul, chiar nu ați spus, că a ajuns într-un vârf maxim. Adică, ce urmează? Urmează o scădere. Hai să-l temperăm un pic. Și dacă aș fi și de la PSD, n-aș vota și le explica oamenilor. Mi-aș asuma răspunderea. Dom'le, nu e ok. Da, vedeți? Încă o dată, hai să lămurim și cu consumul ăsta. În mod evident, un român nu consumă cât un francez sau cât un englez, sau nu cât un... Nu vor exploda importurile și așa avem problemă pe balanță, avem importuri mai mult decât... Mult mai acolo mari. E o explozie nucleară, ca să spun așa. Deci pe importuri... Deci, doamne, dar ca să ne înțelegem, noi nu consumăm cât consumă occidentalii. De ce? Pentru că nu ne permitem, pentru că nu producem suficient și nu avem nici salarii suficiente, nu avem nivelul lor normal, de trai. Noi producem Dacia, ei fac Mercedes. Deci când spun că România e pe un vârf de consum, este comparabilă cu... Ea însăși, cu consumuri anterioare pe care le-a avut țara noastră, dar nu e sub nivelul occidental. Ce aș mai dori să punctez, domnule Moise, legat de controlul ANAF-ului. Ok, scazi taxele, vrei să le faci, dar hai să vedem unde, pentru că PSD-ul încurajează piața neagră. PSD-ul, primul lucru pe care îl face, decapitează orice ANAF, orice fisc, orice măsură de control, astfel încât să exploateze piața neagră. Păi și ce propuneți? Negri, nu pot. Așa e, da, s-a văzut în cazul de la Arad. Dar ce propuneți noastră, aș vrea să știu? Ok, se ajunge acolo. Dacă aș fi în locul, dacă aș fi deputat, senator, n-aș vota. Așa. Dacă aș fi în locul lui Orban, dacă va trece, ok, atunci hai să scoatem banii negri, să vedem unde nu se factorează, unde se lucrează. Nu poți să o elimini, dar măcar poți să o temperezi. Vă gândiți la o creștere a pedepselor pentru evaziune fiscală? Nu știu neapărat o creștere a pentru pedepselor, că da, așa se face, așa se face, domnule. Ok, ți-am scăzut taxa, dar hai să te văd că facturezi de mâine. Nu mai vinzi la negru, de ce să mai vinzi la negru? Țineți minte că în 3 luni de zile Orban, în felul lui un pic ticălos ăsta, nu Orban, scuze, Ponta, a pus țara cu bătul pe labe. Da, numai că acolo nu era chiar Ponta, artizanul măsurii respective, într-adevăr. Da, el și-a însușit-o. Da, vedeți că nu mai e valabil ce a făcut Ponta atunci în 2015, pentru că între timp a venit Dragnea. Și Dragnea a zis în felul următor, ce e atâta ANAF și controale, frate? Ia, când te prinde prima dată să te ierte, să-ți dea un avertisment. Dacă te prinde și a doua oară, abia atunci te amendează. Mai țineți minte, măsura asta e în vigoare și acum. Da, da, într-un fel au fost și asta, această măsură a avut și un sprijin al populației, măsura asta ticăloasă al lui Dragnea, pentru că au avut loc niște abuzuri. Și să mă ierte Dumnezeu, dacă eu mâine pățesc un abuz din partea unui funcționar ANAF, da? Ce abuzuri? Au fost, gândiți-vă că sunt atâtea cazuri cu, de exemplu, știu că dacă îți factorează un client cu TVA și el are închisă firma și îți vine și îți dă jos TVA-ul și tu după aia trebuie să te judeci, eu sunt vinovat că ălalt n-a plătit TVA-ul sau a închis firma. Da, dar nu e evaziunea asta. Da, evaziunea este atunci când, cu intenție, nu-ți declari veniturile. Veniturile, da. Aia e evaziune. Deci, atenție, deci trebuie să fie cu intenție, nu din greșeală.
dacă e cu, din greșeală, nu este evaziune. Sau poate fi o contravenție, da, nu infracțiune. Ok? Și aș mai face altceva. Doamna Laura Chiovici ne-a dat de recuperat 2 miliarde de, da, de euro de la mari investitori. Să acolo. Ia-i pe aia și scade-o. Ia-i, okay, ia-i de unde nu-s. Prinde orbul, scoate ochii. Păi nu se poate. Voiculescu în 2018, domnul Dan Voiculescu, domn profesor, da, și-a luat înapoi averea pe o nimica toată. A cumpărat și-a luat un imobil. Da. Da, un imobil. Și el mai are să ne dea nouă cât? 59 de milioane de euro. Restul nu mai știu. Da. Ok, bine, George. Și cât ca dumnealui. Da, sunteți, da, sunteți convingător, George. Ați deschis o temă interesantă. Eu vă spun așa, că într-adevăr, dacă vrei să faci reducerea evaziunii fiscale, aceasta este o formulă clasică. Scazi taxele și întărești controalele, inclusiv prin măsuri de creștere a pedepselor, care sunt măsuri semnal, că toată lumea zice: băi, Gurane, ce tot ai tu cu creșterea pedepselor? Bineînțeles că nu în sine creșterea pedepselor, ci eficiența aparatului respectiv, dar ca semnal și pentru societate, și pentru infractori, și pentru controlori sau pentru magistrați, este un semnal puternic acesta. Arată că societatea și clasa politică doresc acest lucru. Doamne, să scadă evaziunea sau să scadă corupția sau să scadă infracțiunile cu violență. 0372069599. Bună ziua, Ilie. Nu, Ilie? Răzvan, bună ziua. 0372069599. Răzvan, dați încet, vă ascultăm, bună ziua. Răzvan, dați încet, vă ascultăm, bună ziua. Și acum zice ceva. Îmi pare rău, nu putem vorbi așa. Haideți, Mihai, bună ziua. Îmi pare rău, nu putem vorbi așa. Mihai? Bună ziua. Mihai, alo? Bună ziua, ați dat, alo, încet? Ați dat încet, da? Da, bună, okay, ziua, bună ziua. Vă ascultăm. Rugăminte pentru toată lumea, în momentul în care Marcela vă pune până așteptare, dați radio încet și auziți în telefon. Auziți toată discuția în telefon, nu pierdeți nimic, nimic. Poftiți, Mihai. Haideți să încep direct cu răspunsul la întrebare. Dacă aș fi parlamentar, ce aș face mâine? Am înțeles, la dată, că ar fi un vot în Camera Deputaților. Da. Păi, în primul rând, dacă aș fi parlamentar, politic vorbind, aș vota. Pentru că... Ați votat pentru scăderea TVA-ului, da? Aș vota pentru scăderea TVA-ului, fiindcă e chestiune politică. Alo? Da, da. Alo, da. Și politic, această măsură, e drept, poate că merg așa un pic într-o teorie conspiraționistă, urmărește așa o direcție liberală prin care, fiindcă vedeți, sunt niște paradoxuri aici. Pe de o parte e acest semnal venit chiar de la, din interiorul partidului, dar și din alte direcții, mai mult sau mai puțin politice, mai mult sau mai puțin academice sau instituționale, prin care, clar, acest deficit bugetar și pe acest an și în perspectiva lui 2020, să vedem cum va arăta proiectul, ar putea să, de buget pe 2020, ar putea să îngreuneze și mai mult într-o asemenea măsură. Este drept acum, ca simplu cetățean, într-o primă fază aș putea să mă bucur. Fică normal, de-ar scădea prețul la produse și la servicii, așa putea să gândim. Dar, din păcate, știm și noi că economia nu funcționează după niște principii matematice. Funcționează după niște principii economice, mă rog, mai mult sau mai puțin... Sociologice. Sociologice, să știți. Economia e mai degrabă sociologie decât aritmetică. Să acceptăm, mai ales dacă ne referim la ceea ce înseamnă statistică. Spuneați noastră la un moment dat... Nu, statistica e matematică. Economia e sociologie. Adică ea este foarte influențată de modul în care populația reacționează la diferiți stimuli. Okay. Da, dar vedeți că și din punct de vedere statistic sunt diversi indicatori care la un moment dat pot fi extrem de perverși, dacă îmi permiteți acest termen. Ea sunt despre trecut întotdeauna. Statistica e despre trecut, da, nu e despre viitor. Dacă îmi permiteți aici, așa ca o scurtă paranteză, avea Grigore Moisil o definiție specifică a statisticii. Statistica, din punct de vedere al lui Moisil, e că ne arată că, de fapt, dacă stăm cu o fesă pe o plită încinsă și cu altă fesă pe o bucată de gheață, statistic ne e bine, dar realitatea e vai de pe medie nostru. Suntem bine. Da, pe medie suntem bine. Așa, cam așa. Așa. Okay. Mai de exact, apropo de medie, spuneați astfel că, din punct de vedere al prețurilor, la măsura lui Pont, atunci de scăderea TVA-ului, prețurile au scăzut. Era tot o medie, dar ca percepție, ceea ce înseamnă buzunarul, nu cred că a scăzut.
Hai să vă dau numai un exemplu. Da, nu, că nu vă contrazic. Sunt de acord cu dumneavoastră. Exact. Așa. Din punct de vedere al mediei, avem un PIB global de vreo 27.000 de dolari americani pe an, pe cap de locuitor. Deci asta ar fi undeva la vreo 2700 pe lună, 2500, hai să zicem, pe lună. Câți dintre noi avem asta? Nu e atâta. E bună. Nu e atâta. Atâta e pe 2017. Atât a fost pe an, 27.000 pe an. Mă complicați cu dolarii ăia. Sunt 200 de miliarde de euro împărțit la 18 milioane, care de fapt nu mai suntem în țară. Păi așa sunt statisticile globale, PIB-ul e dat în dolari. Așa, dar în fine, bine. Putem să-i aducem și în, putem să-i aducem și în euro, nu e asta o mare problemă. Și de asta spuneam că din punct de vedere politic aș vota, fiindcă m-aș vedea acolo că am ajuns cum am ajuns din punct de vedere al unei clase politice care este, din păcate, destul de compromisă și axată. Mihai, iertați-mă, dumneavoastră chiar sunați ca un politician. Deci ați votat scăderea TVA-ului din cauza unei clase politice compromise? Fică așa trebuie să facă partidul. Și ca să ajung acolo, n-aș fi ajuns acolo dacă nu făceam ca partidul. Deci clar că m-a transpus de o manieră realistă. Da, nu, eu nu vă întreb așa. Nu vă întreb... Nu, m-ați întrebat uman. Da, ce-ați face deci, dumneavoastră, Mihai, nu. Persoana, dacă ați fi deputat? Uman, dacă persoana Mihai nu ar scădea, în perspectiva, cum să spun, deficit care riscă să ne sugrume tot mai tare, și chiar dacă ar fi această mreajă a unei posibile scăderi de prețuri, este doar o iluzie și nu m-ar tenta să votez. Și aș rămâne deocamdată acolo pentru a corecta, iată, cum spunea și dumneavoastră, balanța între importuri și exporturi, în ceea ce înseamnă, eu știu, tot acest concept social-economic care ar trebui un pic iar regândit și așa mai departe. Pentru că, de pildă, vă dau numai un exemplu, apropo de mediul de business. Alo? Da, da. Ieri ați avut un interlocutor de prin Câmpia Turzii care spunea la un moment dat că nu-și mai permite să-și plătească angajații. Și spunea că a fost nevoit prin măsura aceasta de creștere a salariului minim în sector, în construcții, să mărească la 2200 net salariu. Dar spunea că îi plătește pe unul care nu știe să facă nimic. Și din cauza asta i-au plecat meseriașii, ăia calificați. I-au plecat meseriașii, dar acum întreb și eu, mediul de business care tot spune că în sectorul public își permite să țină oameni care nu știu să facă nimic? Da. Mai ales în construcții, să știți că în construcții 85% sunt, nu chiar 85%, că a mai crescut tehnologizarea firmelor, sunt necalificați. Oamenii care dau la lopată, și țara noastră are foarte mulți necalificați, care trebuie și ei să lucreze undeva. Că nu știe să facă nimic, necalificat în construcții, nu ai nevoie, chiar așa se spune că nu face nimic. Nu, haideți să vă explic cum e. Mi-ați ridicat atâtea teme că nu știu la care să răspund mai întâi, Mihai. Deci, în primul rând, acolo unde sunt, să zicem, trei muncitori, unul este pe salariu minim, al doilea este pe salariu mediu și al treilea este pe, nu știu, salariu mult mai mare, deci unul este hipercalificat, iar unul este necalificat și unul este mediu calificat, salariul necalificatului îl plătește, de fapt, parțial, cel care este cel mai calificat. Valoarea muncii lui, acelui mai calificat fiind, ea însăși subestimată față de valoarea adăugată totală a firmei. Deci acolo, în cadrul unei firme în care ai un număr de necalificați și un număr de hipercalificați sau bine calificați, de fapt, calificații sunt cei care plătesc salariile alea minime impuse de stat. Să știți că aberațiile astea introduse în ultimii ani cu creșterea salariului minim în pas accelerat au bulversat multe firme din România. PSD-iștii nu sunt capabili să înțeleagă asta. Adevărata întrebare este dacă peneliștii sunt capabili să înțeleagă asta, dar asta e o dezbatere pentru viitor. Nu știu câți oameni sunt de acord cu ceea ce am spus eu în momentul de față, dar aceste lucruri sunt destul de ușor de demonstrat. Eu vi l-am mai spus la pastila Bizidei, însă atunci când zici, hai mă că ăla are salariul cel mai mic, mă, chiar nu-și merită banii, depinde ce face de banii respectivi. Și dacă este, de exemplu, un om care e în proces de calificare, un proces de învățare, care stă pe lângă un meșter și așa mai departe, în ceea ce investește patronul, dacă e un patron cu cap, se referă mai degrabă la viitorul angajatului respectiv. Adică în urma unui proces de testare în care să vadă omul, băi, chiar vrea să muncească, chiar vrea să învețe, patronul pierde bani acum pentru cât va câștiga de pe urma lui atunci când el însuși va deveni calificat.
adică muncitorul care acum e necalificat. Deci, încercați să vedeți lucrurile astea mai puțin creștinești, așa. Dom'le, are salariu minim, ce mai comentăm, că e mai complicat de atât, e mult mai complicat de atât. Munca fiecăruia dintre noi înseamnă, de fapt, valoare adăugată. Iar într-o firmă, valoarea asta adăugată însumată se împarte între profit și salarii. Cum se împarte? Asta depinde de abilitățile patronului, ale managerului respectiv, nu ale patronului, ale acționarului în mod necesar. Asta e o discuție pentru viitor, promis o reiau într-o zi. Marian, bună ziua! Ca să-ți răspund la întrebare, eu dacă aș fi acolo, nu aș vota această scădere de TVA și pe deasupra i-aș lua la palme pe cei doi responsabili, unul de la PSD și unul de la PNL, că au venit cu asemenea idee. Așa? Ei, simbolic, nu îndemnați la... Vorbim de parlament. În parlament se parlamentează, nu se bat oameni. Da, păi tocmai de asta eu n-aș intra în parlament, că probabil aș muri cu ei de gât. Nu e bine nici așa, vă spun eu. Da, nu este bine. Vorba aia oltenească, ce dai mă, nu știi să înjuri, e totuși fundamentul democrației. Da, atunci a fost civilizația când am început să ne înjurăm și nu am mai... Așa. De ce? Nu întrebarea de alta, e de ce? De ce? Da. Pentru că impactul... Avem nevoie de stabilitate. Ei, na. Da? Noi nu putem să... Hai să ne umblăm acum la toate taxele, da? Că timp noi nu avem un ANAF reformat și un minister de finanțe. Ei, asta e o discuție, da? E o altă discuție cu ANAF. Și faptul că discutăm noi la o cafea, la un ceai, că am putea mări, am putea scădea ceva, să avem discuții academice legate de TVA și de alte lucruri, sunt ok, dar în momentul în care am ajuns în poziții de responsabilitate, pentru că asta le consider eu ca fiind poziții de responsabilitate în Comisie de Finanțe, nu poți să vii cu ce ai visat azi noapte. Nu, aici este un gest pentru politic deja, evident. Adică PSD-iștii au și spus că vor să le dea peneliștilor o lecție despre populism. Da, și au dat un exemplu suplimentar de irresponsabilitate. Puteai doar să-i atragi atenția că a venit cu o prostie și totul să nu treci, să mergi mai departe. Să vedem dacă trece mâine la vot. Să persiști în această prostie. Să vedem dacă mâine trece la vot. Adică... Eu am colegi care sunt mai tineri, care nu au copii, nu au credite, nu sunt legați de glie și se uită în expectativă. Mă, ce se întâmplă aici? Păi ori să crească pensiile cu 40%. Păi de unde ori să crească pensiile cu 40%? Discut cu mama și spun, mă, nu sunt banii respectivi. Adică și 5% dacă e creștere, banii respectivi nu sunt, se vor împrumuta. Da? Da. Și am colegi care la fel, când văd, ok, scade cu... la 16% TVA-ul. Da. Și care e problema? Problema este că... Tot ziceți de deficitul ăla și mi-e place când... Așa, ziceți. Problema este atunci când problema bugetară, criza bugetară, va fi transferată în economie. Păi... În momentul de față, economia, consum, producție, cum e ea, da, funcționează. Criza bugetară deja a fost transferată în economie sub forma nerambursărilor de TVA. Vedeți că acolo sunt niște corelații pe care nimeni nu le face. Dom'le, de ce este scădere pe sectorul industrial? Dacă te uiți, o să vezi că acolo sunt producători de diferite componente și care au legătură cu Germania. Da, așa este. În același timp, aceia sunt și cei mai mari exportatori. Ce fac exportatorii? Cer rambursare de TVA. Cât avea statul datorie pe rambursările de TVA? 1 miliard de euro. Ok? Vedeți? Deci, una, doi, pârghia dobânzilor. Se scumpesc banii în momentul în care statul PSD-ist n-a împrumutat atât de mult din intern, tocmai ca să nu scumpească banii, a luat din extern. Adică a luat credite pe termen lung în valută cu dobânzi mari. Să ne înțelegem. Pe care le vor plăti copiii noștri. Dar într-un final, când piețele externe nu vor mai valida acest tip de politică și suntem aproape de asta, că tocmai avusărăm în răutățirea perspectivei de rating, da, atunci nu or să aibă ce face. Aici s-au trezit standarde în purs la spartul târgului. Nu s-a trezit. Da, Comisia Europeană știa din aprilie că vor și standarde în purs. 3,8, 3,9 și... Uitați cum este. Ok, wow. Nu, uitați cum este. În această vară. Deci această înrăutățire a perspectivei trebuie să se petreacă în această pe final de vară, la început de toamnă. Și acolo s-a dus o muncă
diplomatică intensă de către guvernul României, în special guvernul Dăncilă, să amâne această schimbare de perspectivă. Cum i-au convins, nu știu, dar s-au folosit foarte multe influențe ca să arunce până după alegerile prezidențiale schimbarea perspectivei economice a României. Și au reușit. Ceea ce nu înseamnă că noi suntem astăzi mai bine. Dar ca să revin la idee, în momentul în care nu mai poate să se împrumute din extern, statul se împrumută, cum a făcut și la criza ilaltă, din intern, să duc dracu dobânzile. Când cresc toate dobânzile, normal că asta înseamnă exportul crizei care e bugetară către economie, că și economia se împrumută. Economia, adică firmele din România. Și se împrumută și ele mai scump, fără să aibă o vină, vina fiind a statului, care e nemâncat și însetat de bani. Ok? Da, și statul ar trebui să-și facă frumos curat, că nu de alta polonezii acum au ajuns să aibă un plus de populație. Le vin mai mulți, se întorc mai mulți oameni în țară decât... Se întorc, așa este, dar dacă, la polonezi mai e o situație. Da, acum 10 ani au început cu fonduri europene. Da, nu e numai asta. Vedeți, au furat că... și ei, dar au făcut. Uitați-vă, după al doilea război mondial, Stalin a mutat Polonia mai încolo, mai peste Germania, așa. Pentru că armata roșie invadatoare alături de Germania cucerise o bucată din Polonia. Astăzi, o bucată din Ucraina, da, e populată cu foși polonezi. La fel cum Republica Moldova e populată cu români. Deștepți în cap cum sunt ei polonezii și cum noi nu putem fi, ei au folosit emigrarea polonezilor din Ucraina ca să-i țină în Polonia. Noi n-am fost în stare să facem asta cu moldovenii din Republica Moldova, care sunt de fapt români. Ei s-au dus mai departe. Ei s-au dus mai departe. Au rămas aici, dar destul de puțini. La cât s-a depopulat Moldova, s-au dus... Bun, dar la polonezi e chiar mai mult decât atât. Lor li se întorc oamenii din vest. Problema noastră e România. Da. Da? Da. Noi ne-au plecat deja oamenii slab calificați și îți pleacă oamenii calificați, pentru că tu, de fapt, stai să te joci cu TVA-ul 1-2% în loc să lucrezi efectiv la stabilitate și la calitatea serviciilor. Da, ok, aveți dreptate. Dacă da. Le-ai spune, ok, facem 5% la pensie, dar avem calitate în spitale a serviciului, nu mai stai 6 luni să faci nu știu ce investigație, așa. Ce ar alege? Nu știu, ce ar alege? Spuneți dumneavoastră. Da? Ce ar alege? Ce ar alege pensionarul român dacă guvernul i-ar zice nu-ți cresc pensia decât cu 5%, dar uite, investesc în spitale? Ce credeți că ar alege? Eu cred că o parte ar înțelege. Da. Întrebarea e cât de mare e această parte. Ca să închei... Mulțumesc mult, Marian, pentru modul în care m-ați provocat. Ca să închei și această chestiune legată de deficit. Uitați cum e cu deficitul. Deficitul e partea ce o consumă guvernul, ce nu e acoperită din impozitele și taxele pe care noi o plătim. Că nu sunt suficiente și atunci trebuie să împrumute banii respectivi. Deficitul ăla, dacă se duce în consum, atunci el nu aduce suplimentar absolut nimic. Consum nu înseamnă salarii, pensii... Lucruri de-astea care nu înseamnă investiții. Dacă statul folosește deficitul pentru investiții, și vedeți că în 2019, investițiile cred că vor închide undeva la 2% din PIB. Un minim, minim, minim istoric, v-am mai zis, cred că de pe vremea lui Burebista n-au mai fost investițiile atât de mici în România. Ne mai vorbim de faptul că cele mai multe din aceste investiții ar trebui să fie pe fonduri europene, unde e un factor de multiplicare. Dacă statul folosește deficitul, cât o fi el, de 2, de 3, de 5% pentru a investi în România, înțelegând asta investiții de calitate, deci nu achiziții de, nu știu ce, din Spania sau din Turcia, sau mai știu eu de pe unde cumpără firea, atunci acei bani nu numai că rămân în economia românească, dar produc un cerc virtuos. Ei se întorc sub formă de impozite și taxe din creșterea economică. De aceea și europenii nu sunt absurzi. Vedeți că astea cu 3%, că am văzut că și useriștii s-au ridicat, au zis, domnule, ce e asta, depășiți deficitul pe... Și eu v-am spus, nu mă interesează, poate să-l facă și 5%. Ceea ce mă interesează este ca acei 5% să se ducă în investiții de calitate, adică banii respectivi să rămână în România, în locuri de muncă, nu în prostii, da? În locuri de muncă. De ce? Pentru că ei produc un efect de multiplicare ce îți permite în final să stabilizezi și bugetul ăla de stat, să crești și pensiile cum au nevoie părinții noștri, da? Și cum i-am omit, Dragnea. Altfel,
stăm și ciocănim la cifre acolo și nu înțelegem de ce aritmetica nu ne ajută să înțelegem economia. Nu ne ajută aritmetica să înțelegem economia. Deci cifrele sunt cifre și vă spuneam că cei de la Comisia Europeană nu sunt absurzi. Trebuie doar să vorbești cu ei și să le spui, uite, noi avem de făcut o reformă în România. Nu știu dacă 16% TVA e reformă, da? Zicem așa. Avem de făcut o reformă în sectorul bugetar și mai ales trebuie să facem ceva, să absorbim mai multe fonduri europene. Pentru asta creștem investițiile, ne ducem cu deficitul la cât o fi. 5%, domnule, și au mai crescut și alții, s-au dus cu deficit. A avut Franța niște deficite de... S-a îmbolnăvit Europa și zona euro, uitându-se la cum face Franța politică fiscală. Dacă faci asta, atunci cifra aia, 3, 4, 5, 7, cât o fi deficitul, ea în sine nu este o problemă. E problemă atunci când privești lucrurile aritmetic și nu știi despre ce vorbești atunci când discuți, când faci dezbateri și în Parlament, și la televizor, și în altă parte, despre economie. Economia nu este aritmetică. Vă mulțumesc pentru discuția de azi. Mai avem una și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM.